Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou videoclip, de data aceasta cu Flight Simulator. O să fim din nou piloți, chiar dacă nu prea știm noi extraordinar să pilotăm așa, dar încercăm. Dar până atunci nu uitați să dați un follow pe Instagram, pentru că este imens apreciat și acolo o să postez în ce în ce mai des și chiar și anunț lucruri pe acolo. Și de ce nu un subscribe, pentru că, na, dacă vreți să vedeți mai multe de genul ăsta, să activați și clopoțelul. Și de ce nu să intrați și pe linkul de Discord din descriere, unde acolo o să fie 100% notificați pentru orice apare. Bun. Acestea fiind spuse, hai să încercăm. Mă gândeam că astăzi o să facem un zbor din București către orașul meu preferat. Da, Sibiu. Exact. Să vedem ce avion să luăm. Bă, având în vedere că este un zbor micuț, zic să nu luăm dita mai aeronava, că ăștia sunt așa de zburat peste mări și țări, cum s-ar spune. Hai să luăm un fel de avion privat, ăsta arată bine. Bun. Îl luăm pe ăsta, îi dăm fly și hai să vedem ce reușim să facem. Sper să nu dăm crash, deși... cu aterizarea, frate, deci... din ce în ce mai mult mă apropii de ideea că aș avea nevoie de un joystick, de ceva care să mă ajute. Bun, dăm un control space, asta e harta. Harta o ascundem momentan. Vrem să ne uităm frumos la avion. Bă, arată destul de decent. Ia uite, piele, nebunii. Ia uite, mă, arată bine de tot. Bine de tot. Bun. Și hai să facem pregătirile, da? Deci avem așa. Vreau să știu unde e pilotul automat. Pe aici există Master Warning Reset. Pam, pam, pam. Învățăm și noi. Dacă, bineînțeles, dacă aveți orice sfat, este absolut binevenit. Vreau să învăț. Dacă credeți că mă puteți ajuta cu orice sfat, vă sunt îndatorat. Bineînțeles și foarte recunoscător în același timp. Și dacă apăsați butonul de like, nu uitați, mă ajută tare, tare mult. Hai să începem să turăm motoarele. Începem să turăm motoarele, eliberăm frâna de mână. Avem aici. Ah, deja putem să tragem ușor de volan. Și ne-am luat zborul de pe Otopeni. Hai să vedem de aici ca să vedem mai bine. Henry Conda. Stați așa că suntem cu botul prea sus. Bun. Ușor, ușor, ușor. Vreți să dăm o tură de București? Sau hai să dăm cu alt avion altă dată? Hai să facem... hai să apăsăm V. Da, să vedem încotro mergem. Bă, dar ce mișto. Hopa, hopa, botuleț. Unde te duci tata așa sus? Când ajungem la 5000 ne oprim din urcat. Bun. Asta înseamnă că dăm motoarele mai încet. Și facem un viraj de dreapta. Mai trebuie să fac un mic viraj. Deci este foarte greu de condus avionul, pentru că, haide mă, din tastatură mi se pare super greu. Uuuu.
Stați așa, stați așa. Gol de aer, gol de aer, nu e vina mea. Așa. Stai așa să fac și eu de aici din spate ca să văd mai bine, că aveam impresia că așa, hai să facem o trebuie să-l trebuie să mă, cum se zice, să mă reglez și eu puțin. Momentan merge cu 240 de noduri, cred că se numește viteza asta. Acum o să mai fac un viraj. Știu că merg puțin câș. Dar o să fac virajul ăsta, o să-l fac mai... Iar urc, mă, deja suntem pe 7000. Uite, tot urc. Asta că fac virajul ăsta. Uite, 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 hopa, asta a fost... Deci asta a fost un gol de aer de m-am dus rău de tot în dreapta. Hai să dăm motoarele mai încet puțin. Bun. Să nu mergem cu ele turate. Avem 195 de kilometri, se vede extraordinar. Deci pe cuvântul meu, deci mi se pare că se vede extraordinar. Nu știu vouă cum vi se pare. Sunt curios, deci în momentul ăsta dacă dăm pe ultra. Dacă există vreo mare diferență, ia să vedem. Se pare că tot cam așa se vede. Da, stai că a luat tot ăsta razna. Ce ai, mă, de te duci așa în sus? Alo, băiatul. Acum te duci în jos. Calmă-te. Iar o iau în sus. Hai, mai coboară puțin. Mai coboară puțin. Nu fă viraj, că n-am nevoie de viraj la ora asta. Mamă, ce mișto să vedem partea stângă, vedeți? Ia uite, mă, iar mă ia urcă. Stai, mă, că nu vreau să urci. Lasă botul ăla puțin în jos. Mergem iar în cabină și botul trebuie să fie mai sus puțin. Ca să mergem la relanti, ar fi ceva de genul ăsta. Până în linia albă, la orizont. Gata. Gata, am spus. Bun. Cam așa, acum ar trebui să merg destul de ok, ia să vedem. Da, chiar cobor puțin, da, cobor în citișor așa. Bă, arată bine. Arată bine. Mergem către Sibiu. În avionul nostru privat. Și eu zic că să și coborăm să mai vedem lucruri, nu? Orășele, nebunii. Fiți atenți că mai există cineva. Vedeți? Nu știu dacă e deasupra sau... Mai este un avion pe hartă. Vai, în premieră. Mai există un avion pe hartă. Este dată... Harta e dată pe... Cum îi zice? Pe... A, dar nu-l văd. Pe trafic online, pe trafic live, cum s-ar spune. Stai că dacă îl dăm pe ultra nu cred că o să schimbe nimic. Iar pe height eu știu că arată destul de bine. Unele chestii chiar le urăsc. Lens correction, de ce nu? Reflection, bine. Cred că reflection putem să dăm pe medium. Occlusion în medium. Windshield effect, am înțeles că nici nu prea e mare lucru. Contact shadow ăsta ar trebui să fie mai low puțin. Bun. Și cam atât. Bun. Îl pun pe ăsta aici dacă vreți să vedeți.
Iar să duci ăsta în sus cu botul, mă, mă. Ce ai, mă, mă? Mă, băiatule, mă, ajunge la 8000 altitudine. Nu suntem noi de 8000 altitudine. E, da, acum nu cădea nici ca pasărea din cer. Ăla s-a dus, playerul ăla. Nu știu unde s-a dus, dar s-a dus. Ia uite ce frumos se vede. Dăm puțin... Asta e live weather, apropo, din câte știu eu. Asta înseamnă că exact cum e vremea acum în România, în București, exact asta vedem și noi în joc. Stai așa să nu mergem chiar așa în picaj. Să nu mergem în picaj că... A, dar chiar bă, bă, am uitat să apăs G, mă. Hai că e bine, după 11 minute de zburat. După vreo 40 de kilometri de zburat, rămâi la 5.000, rămâi la 5.000, rămâi la 5.000, nu te duce peste 5.000. Alo, botuleț, iar o lua și în sus, tati. Ce vorbești, mă, că trebuie să ai grijă cu ăsta. Vreau să mă apropii puțin de pământ ca să vedem mai multe detalii. Îmi pare rău că nu arată peste ce orașe trecem. Trebuie să stăm cu Google Maps-ul ca să vedem și noi peste ce orașe trecem. Suntem într-un norișor acum. Hai că m-am mai dat puțin, hai să mai dau puțin în jos. Nu cu gura, nu cu botul în sus, mai în jos, tati, așa, așa. E, hai să nu... Să nu stăm nici în picaj. Mai ușor, așa, mai că zburăm bine acum. E? Bă, deci mi se pare că au făcut o treabă extraordinar de bună, mă. Deci extraordinar de bună. Stai că iar se duce botul sus. Luăm din nou altitudine, dar nu vreau foarte multă. Deși ar trebui să mai luăm puțin. O să creștem puțin acum. Uite ce mișto se vede. Deci se vede mișto. Într-adevăr arată bestial. Și acum, având în vedere că suntem aici, dacă reducem, da? Ca să câștigăm cât se poate de mult. Motion blur oricum e off. Lens flare-ul e frumos, light shaft-ul, la 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 la. Shadow-ul, dacă se poate, cât se poate de mic, că oricum nu le vedem noi foarte mult. Off water wave-ul ăsta este low. Anisotropic-ul ăsta pot să dau pe off. Barometric clouds îmi place. Terrain vector data, dacă dăm pe... De fapt ăsta așa parcă puțin așa. Buildings-ul ăsta, triu high. Crash and bushes, hai, ăstea mi-ar plăcea să le văd mai bine. Ia să vedem cum dă. Ia uite, de ce ăsta tot timpul face cu botul așa? Nu știu de ce, dar... Se resetează el puțin. Ideea e că noi prindem și viteză în momentul când... Așa. Amă că arată super bine. Dai că după aia dacă mergem prea în picaj, face urât. O, cu botul ăla mai încet. Așa. Așa. Bun. Nici chiar în picaj. Bun. Cât mai avem? 140 de kilometri. Mergem pe lângă linie. Dacă ne uităm pe radar sus. Hai să mai ne apropiem puțin de pământ. E frumos că poți să te joci cum vrei tu, știi? V-am spus, din tastatură mi se pare destul de greu ăi. E ca și cum aș merge cu lag. Apăs tasta, dar nu se întâmplă totul în instant, știi? Se întâmplă destul de greu.
Se întâmplă destul de greu, dar trebuie să te obișnuiești cu, cu controlul. După ce te obișnuiești cu controlul, este super șmecher. Suntem la 4300, chiar zburăm. Stai să facem un viraj puțin așa. E, ce viraj frumos, dar stai așa că de ce te ridici de botuleț? Eu nu ți-am zis să ridici de botuleț, am zis să faci un viraj. Deci, mie mi se pare că te și liniștește zborul, deci pe cuvânt. Mă uit așa, stai așa să zbori. Și vă dați seama, o să facem și niște curse mai lungi. Să mergem o dată în America, în New York, ceva. Apropo, dacă vreți să vizităm vreun oraș de-al vostru, nu uitați să lăsați în comentarii. Deja știu că trebuie să vizitez Bacăul, parcă, și încă în un oraș sau sat. Nu mai țin minte ce mi-a scris în live-ul trecut, dar să știți că eu le țin minte, mă uit și o să le vizităm. Am început și o serie cu Sibiu. Sibiu este unul dintre orașele mele de suflet. Și știu că și sora mea voia să-l vadă. Bă, uitați-vă ce frumos să vede, mă. Bă, România e frumoasă, mă. România e o țară frumoasă. Deci dacă aș fi pilot de avion și să am eu banii necesari încât să pilotez când vreau eu, vă dați seama ce mișto ar fi? Bineînțeles să fie și vremea favorabilă și chestii de genul ăsta, că altfel degeaba ai putut banii, că și să ne și dea voie să pilotăm, că na, dacă mai sunt, îți dai seama, mai e trafic aerian, mai sunt o groază de variabile de ținut cont, de luat în seamă ca să până să zbori. Și trebuie să știe toată lumea, toate aeroporturile, mai ales din țară, unde, ce și cum ieși. Uitați și voi ce frumos zburăm în momentul de față. Avem o altitudine de 3900 și scădem foarte, foarte greu. Putem să dăm așa, pac, să ridicăm puțin vârful. Văd că acum zbor mai... Opa, scădem din altitudine. Stai, bossulică. Stai că nu mi-am dat seama, sper să nu dau un crash. Să mai întâmplă și chestii de genul ăsta. Ce s-a întâmplat? Am dat pe 8, aveam impresia că pe 8 mă ridic, dar pe 8 las botul în jos. Și mai destabilizez, că da. Deci fără mișcări bruște, bă, deci cum să vă spun eu. Într-o fel e și destul de realistică chestia asta, că fără mișcări bruște. Pentru că, bă, tu dacă ai o mașină și mergi cu 300 de km pe oră, dacă faci un viraj dreapta deodată, ce se întâmplă? Ce se întâmplă dacă faci un viraj dreapta deodată? La 300 de km pe oră, brusc. Te-ai dus, ai făcut dublu, triplu șurub, quadruplu șurub, te dai de toți parapeții, nu e ok, vă dați seama. Deci clar că așa e și aici, nu știu să vă spun câți kilometri am pe oră. Nici nu mi-arată undeva. Cât scad rapid, dar pot să redresez. Da, trebuie dat foarte, foarte încet. Hai să mai vedem și view-ul de aici. Cum ar fi vedem din avion. Opa, de ce e? De ce mi-a dat stânga? Ce-ai, muică? A? Cum ar fi să te uiți de pe geam așa, a? Bă, dar ce frumos, bă, băieți, bă, și fete. Mai avem 100 de kilometri, dar e, nu știu, mie mi se pare super mișto. Eu nu înțeleg de ce nu mi-au luat Flight Simulator până acum. Bă, deci ce-au gândit ăștia de la Microsoft, bă, dar vă dați seama că a fost un challenge pentru ei destul de șmecher. Mă, cum să facem noi să avem un Flight Simulator și să zburăm peste întreaga planetă, dar gen în realitate? Mă refer la faptul că să randăm harta în așa fel încât să redăm realitatea. Deci
Au stat ăștia și s-au gândit ceva. Deja avem sub 100 de kilometri, mai avem puțin până în Sibiu. Suntem la jumătatea drumului, că parcă 200 și ceva aveam, deci am trecut chiar de jumătatea drumului. Vedeți aici că vă arăt acum ăsta. Este puțin sub, asta înseamnă că scădem. Deci asta înseamnă că putem să dăm așa, vedeți cum s-a dus? Așa. Atât. Atât dacă se poate să rămâi aici. Bun. Dacă suntem cu vârful la orizont, zburăm liniștiți la relantii. Văd că suntem prea aproape. Ce altitudine avem? De 3400 și asta e să creștem puțin altitudinea, că suntem prea aproape. O să o creștem încet acum. Asta îmi zice să nu trec de 250 knots dacă zbor sub 10.000. Eu zbor cu destul de multă viteză. Aș putea să-l las mai încet. Ce mișto se vede pe aici. Chiar se vede super mișto. Nu? Ziceți voi. Cu râul ăsta, uitați-vă și voi cum se vede, deci praș maker. Da, să știi că vezi o groază de lucruri frumoase din avion, dacă zbor pe deasupra munților. Băi, mi-aș dori să fac asta și în realitate. Bă, măcar într-un elicopter mă să zbor deasupra munților României. Mă ajunge în special deasupra Bucegilor. Deci, nu știu, acolo e locul meu, mă atrage tare mult zona aia. Acolo la Crucea Caraiman, la Babele, la Sphinx, în Bușteni. Chiar mă atrage mult. Opa, scădem din nou, stai să dăm de asta. Bă, fii atent aici că sunt munți acum, uite, la 3000 de... De că trebuie să ridicăm puțin aeronava, băieți. Să ne înălțăm puțin că... Acum suntem în munțișori. De ce mă dau în dreapta? Sunt de ăștia de vânt. Alo, virează înapoi dreapta, de fapt mă dădeam în stânga eu, asta voiam să zic, cealaltă dreapta, adică asta, despre asta era vorba. Uite mă, defrișe, bă, dar cum au ajuns ăștia mă în mijlocul munților să defrișe, o mă, unde te dăduși așa? Gata, calmează-te, stai, ceva spus eu de mișcările bruște, sunt nasoale. Bă, dar asta e defrișare? Sau efectiv e natural? Ar fi prea trist să fie defrișare, prea trist. Să știți că nu știu, parcă eu nu er... Înainte nu m-a afectat foarte tare chestia asta cu defrișările, dar... Că ziceam că, na, hai să nu... Zic eu că vine altă țară la noi în țară și că... Își bate joc de ecosistemul nostru. Dar mi-am dat seama de faptul că își bat joc de întreaga planetă în momentul când se duc în orice țară și fac chestii de genul ăsta. Înțeleg, avem nevoie de mobilă, de chestii, dar hai că avem destulă. Hai că avem destulă. Hai să facem mai mult pe... Nu știu, pe comandă. Și să nu mai facem mobilă... Gen... Fără să luăm măsurile necesare și chestii nebunii. Și poate nu o cumpără nimeni. Bine, s-ar putea să cumpere. Acum vorbim ca să avem subiect de discuție. Dar sunt sigur că nu am ajuns la cea mai bună concluzie acum de a rezolva această problemă. Dar cu siguranță eu cred că alții deja au gândit-o și au ajuns cum ar putea să scadă numărul de tăieri de copaci. Și în același timp să și planteze. Sunt mulți care plantează. Și mi-a plăcut inclusiv inițiativa unor youtuber, Greenpeace sau nu știu cu cine au fost, au făcut ei atunci
strângerea de fonduri pentru a planta câte un, dacă pentru fiecare dolar donat se planta un pom. Și mi se pare că au strâns un milion de dolari. Sper că s-au ținut de cuvânt și au făcut ce au zis. Un milion de copaci. Eu cred că asta este una dintre cele mai naturale și importante idei la care noi ar trebui să ținem, și anume planeta. Până la urmă, vedeți că plecăm din țară în țară. Nu e ca și cum gata, România e țara mea, nu mai plec deloc din ea. Și ca să facem și o rimă. Vă dați seama că nu e vorba de țară. Nu există granițe reale. Există granițe imaginare pe care fiecare le-a pus, pe care liderii noștri ne le-a impus. Astea sunt alte subiecte. Dar e clar că nu există graniță reală. Să zici, gata, uite, Dumnezeu a dat că de aici n-avem voie să trecem. Vă dați seama. Sau pământul, pentru cei care cred în evoluția științifică și nu sunt, nu cred în creația religioasă, ca zic așa. E ca și cum planeta a crescut ea în așa manieră de la mama natură. Zici, bă, uite, ce-s granițele, știi? Nu, nu s-a întâmplat asta. Deci e clar că noi ca oameni trebuie să fim uniți ca și omenire și specie pe planeta noastră. Pentru că asta aici chiar e o planetă pe care locuim toți. Nu mai poți să zici că e o țară, n-are granițe, știi că... Mai avem 40 de kilometri, ne-am luat cu subiecte de ăștia tabu. Mai avem 40 de kilometri și ajungem. Ce mișto. Uite, n-am zburat până acum prin munți. Mi se pare o chestie extraordinară. Mamă, dar ce mi-ar plăcea. Deci mi-ar plăcea, fraților, să vin aici cu un elicopter, pe cuvântul meu, și să mă... să aterizez cu elicopterul pe undeva pe aceea, pe un vârf de munte, și să stăm să inspirăm aerul ăsta curat. Bă, ăsta aer curat aici, mă. Ce avem noi în București. Așa, hai să o strească să scădem din altitudine. Mai avem 32 de kilometri, am redus motoarele sub jumate. Să scădem așa mai natural din altitudine. Să nu fim direct în picaj. Îmi este foarte frică la aterizare. Să nu stric totul acum cu aterizarea mea extraordinară. Sunt curios, câte minute în realitate durează să ajungem de la București la Sibiu? Un avion de genul ăsta, că dacă mă gândesc bine, Wizz Air-ul cred că este puțin mai mare ca asta. Asta e totuși avion personal, are puține locuri. Dar s-ar putea să fie avioane și de nivelul ăsta, mă refer de mărimea asta. Ia uite, așa e frumos să vede acolo jos. Hai să facem o manevră de coborâre. Facem puțin dreapta. Stai că coborăm prea repede și nu asta ne dorim. Mai facem un viraj dreapta. 16 km până la aeroport. Virajul la dreapta trebuie să-l facem mai brusc.
Începem să scădem din altitudine acum. N-aș vrea să scad nici foarte repede. Dar avem și o viteză cam măricică așa. Ia uite aerodromul Măgura. Asta o fi Sibiu, mă? Oare? Nu cred. Ce să fie atât? Nu, mă, Sibiu ăsta din dreapta, mă. Ia uite ăsta din dreapta de aici. Ia uitați, ăsta e Sibiu. Hai să facem așa, să survolăm puțin. Și am ajuns în Sibiu, dragilor. Dacă o să mă prăbușesc aici, îmi cer scuze de, încă de pe acum. La aterizare chiar nu prea mă pricep. Oricum n-am la poziția corectă să aterizăm. Dar hai să vedem puțin Sibiu. Și suntem deasupra Sibiului, orașul meu de suflet. Uite, aici e centru. Pe aici, pe undeva. Prin dreapta era. Suntem la 2200 de metri înălțime. Și o să trească să ne înălțăm puțin și să facem viraj, pentru că va trebui să ne întoarcem pentru a putea ateriza. E, da, hai să nu facem viraj, să și ne prăbușim, să facem un viraj decent, zic eu. Mai este un avion, dacă vedeți aici pe hartă, undeva pe aici, așa, mai sus deasupra mea, stați așa că vă arătam aici și mă duceam eu puțin în picaj. Mai ușor, mai ușor, băi, e greu, bate vântul. Nu știu dacă ați auzit, dar s-auzea că bate vântul. Adică nu vreau să mă duc nici foarte mult. Nu vreau să mă înalț foarte mult. E greu, e greu să faci o întoarcere, credeți-mă, este greu. Și mai ales că aici se simte că bate vântul. Că după aia mă prăbușesc. Ia. Vedeți cum bate vântul? Auziți și voi? Așa, și uitați aici în Sibiu. Asta este pe partea dreaptă. Deci aici, dacă vedeți, este complexul ăla de... Cred că... stați așa puțin că... nu așa, nebunule. Uite, cu parcare, cu alea. Complexul ăla de magazine, cred că Auchan, Metro, ce-or mai fi pe acolo, știți? La asta mă refer. Asta e intrarea din în Sibiu, dinspre București, ca să zic așa. Uite ce mișto să vede. Mamă, că se vede frumos, mă. Se vede frumos, mă. Destul de greu, destul de greu de stăpânit. Sper să aterizăm în siguranță. Sper să nu facem o catastrofă în Sibiu. Dar arată bine, l-ați văzut și îndeaproape acum Sibiu. Să desfacem trenul de aterizare, oare? Aoleu, aoleu! Am deviat prea mult, stați așa, stați așa. Hai să desfacem trenul de aterizare. Avem roțile, stai să dăm mai multă putere. Nu vreau să fac asta acum.
dezamăgitor. De data asta vrem să și aterizăm. Ce e mișto să vede. Am scos roțile de aterizare. Ce tare. Asta e centru? Acolo în dreapta sau mi se pare? Stați așa să mergem frumos. Facem aici virajul să ne îndreptăm către pistă. Sperăm la o aterizare cât de cât frumoasă, zic eu. Mi se pare că oricum am o viteză mult prea mare. F8. Nu, du-te înapoi jos. M-am oprit de... Ce aveți, mă? Am oprit de... M-am rupt. Da, deci după cum spuneam, cu aterizarea stau prost. Mai trebuie să lucrez la aterizare. Vorba aia, ce e bun... Ce e bun să zbor atâta dacă când aterizezi te prăbușești. Cam asta a fost, dragilor, vă mulțumesc tare mult că ați stat cu mine până la final, sunteți extraordinari, vă mulțumesc tare mult pentru timpul vostru. Îmi pare rău că aterizarea a fost cam puțin vai de ea, dar încerc să mă îmbunătățesc, încerc să învăț mai multe, să... Din tastatură oricum e destul de greu pentru mine să mă obișnuiesc la început acum, dar dacă aveți sfaturi, nu uitați să le lăsați în comentarii, inclusiv de aterizare, legate de aterizare, legate de zbor, orice, m-ar ajuta foarte mult și vă mulțumesc că încă de pe acum. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, mă ajută tare, tare mult ca să dăm videoclipul mai departe, să intre și el în recomandate. Dacă vreți voi să-l dați mai departe la un prieten sau ceva, sunt extraordinar recunoscător. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și pe clopoțel ca să primiți notificări. Și dacă vreți și mai multe notificări, 100% veți fi notificați de fiecare dată când scot un videoclip sau intru live. Intrați pe Discord, Discord este în descriere, vă aștept acolo. Și nu uitați de Instagramul meu, Strikerul, o să postez în ce mai mult acolo și vă aștept și acolo. Vă mulțumesc mult de tot, vă urez numai bine, ciao, ciao!